Știi, m-a apucat râsul, plânsul. Zic, măi, mă adresez așa public și spun, măi, Dana. Și când mă gândesc, mă, dar câte Dane cunosc, nu? Că dar care se recunoaște? Păi, Dana, cum poți să faci așa? Nu, că asta e valabil deja la două precis. Să-i spun, mă, cum faci așa că nu mai vrei să spui nici muc, nici puc? Nu, se poate. De ce? De ce? Că ți-am spus adevărul în față. Și asta iar e valabil la amândouă. Că pe a treia îmi place cel mai mult de ea. Care e a treia, Dana? Dar pe prea multe Dane, aia e problema. Dar, mă, nu-i frumos așa, mă. Ce? Ți-am spus adevărul în față și la adevărul în față nu ne supărăm și plecăm. Asta ai avut multe de învățat de la mine. Dar care o fi aia? Trebuie, sub un minut se bagă la short, la shorturi și trebuie să fie ecranul de 9 pe 16, deci exact aia, altfel nu bagă, altfel YouTube-ul nu bagă la gunoi. Dar noi îl facem mare pentru noi. Asta face unul mare de tot. Da, mă, păi cunosc mai multe Dane, mă. Acum am cunoscut o Dană într-adevăr faină, pentru că, sigur, când ai legătură permanentă cu o Dană din asta, atunci se ivesc probleme și ca în orice viață. Dar nu îl fac public nici pe ăsta. Asta toată ziua am făcut videouri și le-am șters pe toate. Dar bineînțeles că pe românește îmi place mai mult să fac decât pe ungurește, că pe ungurește nu știu cuvintele, mă. De exemplu, nu se poate traduce în maghiară cuvântul ăla, bătătură, știi? Deci am făcut bătături la limbă. Înțelegi? Am făcut bătături la limbă, atât am vorbit. Și la ungur nu este, știi? M-am uitat nici la italien și nici la englez. Nu se poate traduce aia bătături, că ai făcut bătături la palme. El zice că bați din palme, nu că faci bătături, dar aia cu totul altceva înseamnă. Da. Am mai avut eu ceva să spun important și vezi acum am uitat. Nu ai bani. Sper să mai trăiesc, cu toate că tot mai obosit mă simt și chestia că mă simt tot mai obosit e pe motivul că îmi pierd mușchii, toți mușchii. Știi că până la urmă am spus că așa o să mor, că nu o să pot să respir, că mușchii de la plămâni nu mai funcționează, sau eu știu cum trage aerul în tine, deci mușchii aia care trag aerul și nu mai am cu ce să trag aerul. Că n-am mușchi. Weekend plăcut!